cadrul turneului, formația băimăreană a întâlnit trei echipe care vor evolua și în acest sezon al cupelor europene. Este vorba despre Marek Dubnica, campioana Bulgariei, PAOK Salonic, campioana Greciei, ambele participante în Liga Campionilor și gazda turneului, Fonica Siros, echipă ce reprezintă Grecia în Cupa CEV. Un turneu foarte bun și util pentru noi. Este foarte important, zic eu, la ora actuală să ținem contact cu ceea ce se întâmplă în Europa. Acesta este și motivul pentru care am acceptat invitația celor de la Fonica Siros. Am întâlnit trei echipe foarte bune și chiar dacă am luat locul 4 din 4, după cum probabil știți, departajarea s-a făcut la Setaveraj. Încă o dată rămân la părerea că a fost un turneu util, un turneu care ne trebuia în această perioadă a anului și eu cred că am avut ce învăța din el. Explorarea a învins cu 3-2 formația gazdă Fonica Siros și a cedat cu 1-3 în fața echipelor Marek Dubnica și PAOK Salonic. Băimărenii sunt de părere că a fost un turneu util în care au reușit să descopere și astfel de echipe. Un turneu util pentru noi, am reușit să descoperim și altfel de echipe, lăsând la o parte știu ce se întâmplă la noi în campionat. Un turneu util, am avut ocazia să punem la punct relațiile de joc. Ne mai rămân acum 2 săptămâni până la începutul campionatului. Sperăm să rămânem așa concentrați și implicați în antrenament. Pe de altă parte, turneul a reprezentat și o experiență nouă în care echipa a reușit să învețe din greșelile făcute. A fost bine, o experiență nouă până la urmă și ne-am învățat ceva nou și din greșelile care am făcut și din jocul care am construit. Totuși adversar bun, campioana Greciei, campioana Bulgariei, echipele bune, destul de frumoase. Pentru Explorări, acesta a fost al treilea turneu amical înainte de startul noii ediții de campionat. Băimărenii au mai participat la Cupa Explorări și la turneul amical desfășurat în Zalău. Noua ediție a Diviziei A1 la volei masculin va debuta în data de 24 octombrie. În prima etapă, Știința Explorări va întâlni pe teren propriu formația CSM București.